Bună seara și pace vouă! Bine ați venit în seara aceasta la închinare, mă bucur să vă văd pe fiecare dintre voi. Haideți să ne liniștim ființele, inimile noastre și să dăm voie Duhului Lui Dumnezeu să se atingă de noi. În seara aceasta am vrea să-L lăudăm, în seara aceasta am vrea să vestim venirea Mântuitorului nostru în lumea noastră. Haideți să ne ridicăm și să cerem binecuvântare peste timpul acesta, apoi vom continua cu serviciul de închinare. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt și îți mulțumim, Doamne, și astăzi îți mulțumim că Tu ne porți de grijă, știm că o faci, ne încredem în Tine, de aceea îți mulțumim pentru că ești atât de bun cu fiecare dintre noi și în seara aceasta am putut ajunge în casa Ta. Tată din ceruri, în seara aceasta, Doamne, tânjim după o apropiere de Tine, după o atingere divină. Te rog, Tată, pe fiecare dintre noi te rog să ne ierți de păcatele noastre, să ne curățești, Doamne, sunt oameni aici care sunt prinși de păcat. Doamne, acum când ei își ridică glasul către Tine în inima lor, te rog să le dai iertarea Ta. Iartă pe fiecare în parte și dă-ne harul ca în seara aceasta să stăm, Doamne, lângă Tine, să Te ascultăm pe Tine, să ne vorbești și să primești închinarea noastră. Te rog, Doamne, binecuvintează-ne pentru că o cerem în numele Domnului Isus și prin Duhul Sfânt. Ascultă-ne. Amin. În timpul acestei cântări rog copiii de la grupa mică, numai grupa mică de copii să meargă în spate, numai grupa mică, în sala de sus. Hai, cântă cu bucurie, cântă cu pasiune, că îngerii ne aud o veste bună, Hristos s-a născut! O, ce veste îmbucurătoare care îngerii ne-au adus, vestea despre marea îndurare care Dumnezeu ne-a trimis de sus. Iată, s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus, El ne scălă din voi, Dumnezeu este cu noi. O, ce veste îmbucurătoare, cântăm toți cu sufletire, să vestească deci buzele noastre, Domnul ne-a dăruit mântuire. Iată, Iisus, mântuire ne-a adus, El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. O, ce veste îmbucurătoare, ea stâmpără orice dureri, Domnul de sus la noi se coboară, cel sfânt ca să ne ridice la cer. Iată, s-a născut Iisus, mântuire ne-a adus, El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Iată, Iisus, mântuire ne-a adus, El ne scapă din nevoi, Dumnezeu este cu noi. Cu bucurie să cântați, căci Mesia s-a născut. Vă închinați, îl lăudați, pământ și cer de sus. Cântați, pământ și cer de sus. Haideți să lăudăm pe Domnul această seară cu întreaga inimă și să îl celebrăm în casa Lui. Amin? Amin, biserică? Sunteți cu mine? Amin, slavă Domnului! Haideți să lăudăm pe Domnul nostru Iisus Hristos! să cântați, Mesia s-a născut. Vă înclinați, îl lăudați, pământ și cer de sus, pământ și cer de sus, pământ și cer de sus. Cu bucurie să Acest colind este un colind foarte cunoscut. Aș vrea să vă aud mai mult din sală. Haideți să ne unim vocile și să devenim un cor adevărat care să laude pe pruncul Iisus Hristos. Știe toată lumea melodia aceasta? Amin, haideți să lăudăm pe Domnul. Îngeri mii în cerul cântă pe deasupra văilor, munții bucuroși repetă armonia cântul lor. Glorie, s-a născut Mesia, glorie. Ce anunță corul slavă, ce ascultați așa uimiți, glorie, s-a născut Mesia, glorie, s-a născut Mesia. Sfânt cu chip de soare, e nespus de luminos, Sfinți Părinți cu adorare îl veghează pe Hristos. Glorie, s-a născut Mesia, glorie. Vino azi la Ieslea Sfântă, laudă să-i aduci smerit, viața ta doar lui predată, pentru el i-un dat dorit. Glorie, s-a născut Mesia, glorie, s-a născut Mesia. Amin. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitori ai cuvântului. Am găsit și eu cu cale, prealesule Teofile, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obârșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele, ca să poți cunoaște astfel temnicia învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot numit Zaharia din ceafa lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisaveta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii pentru că Elisaveta era stearpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui înaintea lui Dumnezeu, după obiceiul preoției, a ieșit la sort să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Într-un staul mic, la o margine de sat, s-a născut un prunc drăgălaș și minunat. Îngeri cântă-n cor, pace fie pe pământ, pământ. S-a născut Hristos, Fiul Domnului cel Sfânt. Mași din răsărit au venit conduși de-o stea, și la Betleem au venit a se închina. Îngeri cântă-n cor, pace fie pe pământ, pământ. S-a născut Hristos, Fiul Domnului cel Sfânt. Vestea bună azi se aude neîncetat, pruncul a venit să ne scape de păcat. Îngeri cântă-n cor, pace fie pe pământ, pământ. S-a născut Hristos, Fiul Domnului cel Sfânt. Amin. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a spăimântat când l-a văzut și a apucat frica. Dar îngerul i-a zis: nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta, Elisaveta, îți va naște un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui, căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutură amețitoare, și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie, ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprieniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Zaharia a zis îngerului: Din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este încă în vârstă? Drept răspuns, îngerul i-a zis: eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi, până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lor. Amin. Primul Noel l-au auzit. Norodul însă aștepta pe Zaharia și se mirea de zăbovirea lui în templu. Când a ieșit afară, nu putea să le vorbească și au înțeles că avusese o vedenie în templu. El le făcea semne într-una și a rămas mut. După ce s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisaveta, nevasta lui, a rămas însărcinată și s-a ținut ascunsă timp de 5 luni. Căci, zicea ea, iată ce mi-a făcut Domnul când și-a aruncat ochii spre mine ca să-mi iau cara dintre oameni. În luna a 6-a, îngerul Gavril a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galileea numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea și a zis, plecăciune, ție căreia ți s-a făcut mare har. Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei. Turburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce poate să însemne urarea aceasta. Îngerul i-a zis, nu te teme, Marie, căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Ce veste minunată în Betleem ni se arată. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii. Astăzi s-a născut cel fără de început, cum au spus prorocii, că la Betleem și-n călătoria pentru-un mic sălaș, lângă acel oraș s-a născut Mesia. Pentru-un mic sălaș, lângă acel oraș s-a născut Mesia. În lume să se nască și să crească, să ne mântuiască. Să se nască și să crească, să ne mântuiască. Păstoricul auzină spre locașul sfânt porniră, Cuvântul minunat și al preamărină, unde au aflat pruncul minunat și îl preamărină. E Iisus păstor, să ocupați locurile. În continuare, Cătălina Savencu va lăuda pe Domnul cu o cântare. După aceea vom continua cu citirea textului. Cine urmează cu citirea textului? Apoi fratele Ioan Zabo va lăuda pe Domnul cu o cântare. După aceea, din nou, continuăm cu citirea textului. Apoi familia Popescu și familia Ciobană vor lăuda pe Domnul cu o cântare. Fiul dumnezeiesc, Fiul dumnezeiesc, cine stă cu el, pruncul mititel, stă Maria, Maica Sfântă, stă Iosif cu fața-i blândă, stau și se închinau, stau și se închinau. Ce palat era unde Domnul sta, peștera întunecoasă, peștera săracă rece, palatul era. Ce-ați văzut păstori, sculați până în zor. Amin. Și iată că vei rămâne însărcinată și vei naște un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. El va fi mare și va fi chemat Fiul Celui Preanalt și Domnul Dumnezeu îi va da scaunul de domnie a tatălui său, David. Va împărăți peste casa lui Iacov în veci și împărăția lui nu va avea sfârșit. Maria a zis îngerului: cum se va face lucrul acesta, fiindcă eu nu știu de bărbat? Îngerul i-a răspuns: Domnul Dumnezeu se va pogorî peste tine și puterea Celui Preanalt te va umbri. De aceea, Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată că Elisaveta, rudenia ta, a zămislit și ea un fiu la bătrânețe, și ea, căreia îi se zicea stiarpă, este acum în a 6-a lună. Că niciun cuvânt de la Dumnezeu nu este lipsit de putere. Maria a zis: iată roaba Domnului, facă-mi se după cuvintele tale. Și îngerul a plecat de la ea. Maria s-a sculat, căci în zilele acelea și-a plecat în grabă spre munți, într-o cetate a lui Iuda. A intrat în casa lui Zaharia și a urat de bine Elisabetei. Cum a auzit Elisabeta urarea Mariei, i-a săltat pruncul în pântece și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt. Amin. Să vă binecuvinteze. Pentru slava Domnului voi cânta o cântare mai veche: Îngerii din cer au vestit păstorilor din câmp. Îngerii din cer au vestit păstorilor din câmp: iată, vi s-a născut Hristos la popor de folos. Să cântăm toți cu îngerii, să-i cântăm toți cu îngerii și cu astea aceea cerească laude lui Dumnezeu. Mărire, mărire lui Dumnezeu într-unălțime și pace pe pământ. Când îngerii la cer s-au dus, atunci păstori au zis: să mergem doar la Betleem, pe Hristos să-L vedem. Să-i cântăm toți cu îngerii, să-i cântăm toți cu îngerii și cu astea aceea cerească laude lui Dumnezeu. Mărire, mărire lui Dumnezeu într-unălțime și pace pe pământ. Să alergăm și noi cu toți unde e născut Hristos. Cu îngerii de-o împreună la vestea cea bună, să cântăm toți cu îngerii, să-i cântăm toți cu îngerii și cu astea aceea cerească laude lui Dumnezeu. Mărire, mărire lui Dumnezeu într-o înălțime și pace pe pământ. Fiți binecuvântați! Ea a strigat cu glas tare: binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul pântecelui tău. Cum mi-a fost dat mie să vină la mine Maica Domnului meu? Fiindcă iată cum mi-a ajuns la urechi glasul urării tale, mi-a săltat pruncul în pântece de bucurie. Ferice de aceea care a crezut, pentru că lucrările care i-au fost spuse din partea Domnului se vor împlini. Și Maria a zis: sufletul meu mărește pe Domnul și mi se bucură Duhul în Dumnezeu, Mântuitorul meu, pentru că a privit spre starea smerită a roabei sale, căci iată că de acum încolo toate neamurile îmi vor zice fericită, pentru că Cel Atotputernic a făcut lucruri mari pentru mine, numele Lui este Sfânt și îndurarea Lui ține din neam în neam peste cei ce se tem de El. Următorul colin ce vom cânta, îi lipsește un element, lipsește zăpada despre care vom cânta, dar dat fiind că toți venim din România, cred că toți avem acea nostalgie și toți putem visa un pic înspre recele și frigul și ambianța sărbătorilor din trecut. Bucuria cea mai mare ne aduce nașterea Domnului și apoi restul, la cât de binecuvântați suntem. Ne bucurăm că suntem aici. venit Domnul din depărtări. Și ninge peste mări și țări. Și ninge și peste casa mea. Și ninge-i cărarea mea. El s-a născut, Domnul cel Sfânt. Colindați s-audă întregul pământ, Isus s-a născut, Isus s-a născut, Isus s-a născut. Amin. În continuare, grupa de casă din Nord, de la fratele Stelian, vă lăuda pe Domnul cu două cântări. Apoi grupa de casă din East Ham va lăuda pe Domnul cu o cântare. După aceea fratele Lupașcu va lăuda pe Domnul cu o poezie. El a arătat putere cu brațul lui, a risipit gândurile pe care le aveau cei mândri în inima lor, a răsturnat pe cei puternici de pe scaunele lor de domnie și a înălțat pe cei smeriți. Pe cei flămânzi a săturat de bunătăți și pe cei bogați a scos afară cu mâinile goale. A venit în ajutorul răbului său Israel, că și-a adus aminte de îndurarea sa, cum făgăduise părinților noștri, față de Avram și sămânța lui în veac. Maria a rămas împreună cu Elisaveta cam 3 luni, apoi s-a întors acasă. Elisavetei s-a împlinit vremea să nască și a născut un fiu. Vecinii și rudele ei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua 8-a au venit să taie pruncul împrejur și vroiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis: nu, ci are să se cheme Ioan. când s-a întrupat Mesia, părăsind slava cerească, a cuprins vremelnicia, dorind să ne mântuiască. A venit mânat de dragul Tatălui Ceresc slăvit și de dragostea de omul păcătos și rătăcit, Fiul cel din veșnicie, născut în staul de oi, cu divina gingășie s-a apropiat de noi. Plin de har și de lumină, coborâ Hristos în lume, să ne spele de orice vină și sfințiți să merg pe culme. A venit cu un scop precis, să ne smulgă din robie, cum e scris, cum a promis, să fii liber pe vecie. Trist e, dar adevărat, că atunci când s-a născut, prea puțin l-au așteptat, doar câțiva l-au cunoscut. Recunoaștem cu rușine, oamenii nu s-au schimbat. Pe irozi îi primesc bine, de cel sfânt s-au lepădat. Aici și colo câte un om se deschide să-L primească pe Iisus Hristos ca Domn, toată viața să-L slujească. Dar tu oare ce vei face cu Fiul lui Dumnezeu? Dacă vrei în suflet pace, fie El regele tău. Acum chiar în sărbători, inima spre ce te îndeamnă? Spre petreceri, îmbuibări sau spre o închinare în taină? Dacă vrei în cer odată cu sfinții să fii primit, azi închină-ți viața toată Domnului ce te-a iubit. Amin. Mi-a plăcut mult poezia și umblând zilele astea foarte mult prin oraș, am încercat să văd dacă este ceva ce aduce cu sărbătoarea nașterii și n-am văzut nimic. Cât brazi, am văzut Moș Crăciuni, am văzut tot felul de chestii, însă n-am văzut niciun dioiesle sau ceva ce să aducă aminte de Domnul Iisus. Și gândul meu a fugit doar la o singură cântare. Și asta e cântarea pe care am să o cânt și o întrebare care eu mi-o pun și care mă rog să-mi ghideze viața. Lumini strălucind, eco de colid, este iar sărbătoare. Baloane și flori, în zeci de culori, cropoțe argintii. Cadoul expus, vitrine de lux, mii de lămpi sclipitoare. Oferte în pachet, refren de suet, globuri și jucării. Dar mă întreb în toate astea, care-i locul tău, Iisus? Mi-e tot mai greu să te aflu, unde oare te-au dus? Ar fi să vii de Crăciun în lume încă o dată, cum oare te vom primi? Te-am trimit într-o cât soare se vor opi din goana lor ciudată, să-ți spună bine ai venit și să-ți dea închinare, copil împărat. Stele de argint, oraș poleit, mii de pași prin zăpadă, beteală și braz, lumini în obraj, dar în inim noroi. Altarul e gol, sunt reduceri la mol, Moș Crăciun e pe stradă. În suflet mi-e frig și-mi vine să strig, ce se întâmplă cu noi? Dar mă întreb toate astea, care-i locul tău, Iisus? Mi-e tot mai greu să te aflu, unde oare te-au dus? De-ar fi să vii de Crăciun în lume încă o dată, cum oare te vom primi? Te-am trimit într-o iesle sau pe tron în palat, cât soare se vor opi din goana lor ciudată, să-ți spună bine ai venit și să-ți dea închinare, copil împărat. De-ar fi să vii de Crăciun în lume încă o dată, câți oameni se vor opri ca să-ți dea închinare, copil împărat. De-ar fi să vii de Crăciun în lume încă o dată, câți oare te vom primi? Te-am trimit într-o iesle sau pe tron în palat, cât soare se vor opri din goana lor ciudată, să spună bine ai venit și să-ți dea închinare, copil împărat. Câți oameni se vor opri din goana lor ciudată, să spună bine ai venit și să-ți dea închinare, copil împărat. Fiind divin, slava Tu ai părăsit și smerit, într-o iesle ai fost găsit. O, de la răsărit, magii în grabă au venit să se închine regelui de mult vestit. Ai venit pe pământ, lumea întreagă schimbând și la toți ne dărui viața-n dar. O, ce copil nouă astăzi ni s-a dat, să-i cântăm, să-L slăvim neîncetat. Ai venit pe pământ, lumea întreagă schimbând și la toți ne dăruit viața-n dar. O, ce copil nouă astăzi ni s-a dat, să-i cântăm, să-L slăvim neîncetat. În Betleem, într-un sat neînsemnat, s-a născut cel mai mare împărat. O slavă din înalt, cel de îngeri a cântat, când Iisus în miez de noapte s-a întrupat. Ai venit pe pământ, lumea întreagă schimbând și la toți ne-ai dăruit viața-n dar. O, ce copil nouă astăzi ni s-a dat, să-L slăvim, să-L slăvim neîncetat. Ai venit pe pământ, lumea întreagă schimbând și la toți ne-ai dăruit viața-n dar. O, ce copil nouă astăzi ni s-a dat, să-i cântăm, să-L slăvim neîncetat. Să-i cântăm, să-L slăvim neîncetat. Să-i cântăm, să-L slăvim neîncetat. Amin. Această cântare este un colind drag inimii mele și de când l-am auzit prima dată în urmă cu câțiva ani, cred că nu trece Crăciun fără să răslujesc pe Domnul cu această cântare. Cred că noi toți, ca și creștini, ar trebui să fim o lumină în lumea aceasta care devine din ce în ce mai întunecată și mai oarbă. Sunt o stea strălucitoare, o poveste vreau să-ți spun despre o zi de sărbătoare în care un rege s-a născut. Cu un zâmbet de iubire, lumea întreagă a cucerit și din mine o stea sioasă, o lumină a făurit. Să ne ajute Domnul să devenim stele strălucitoare pentru El, mai ales în această perioadă anului, când sufletele oamenilor poate că sunt mai sensibile și pot avea acces să vadă această lumină. Să ne rugăm la Domnul ca să îi ajute să vadă. Amin? Sunt o stea strălucitoare, o poveste vreau să spun despre o zi de sărbătoare în care un rege s-a născut. Cu un zâmbet de iubire, lumea întreagă a cucerit și din mine o stea sfioasă, o lumină a făurit. Nu-i nimic să poată întrece bucuria de a fi o lumină pentru tine, Dumnezeul meu iubit. Nu-i nimic să poată întrece bucuria de a fi o lumină pentru tine, Dumnezeul meu iubit. cadou venit din cerul, este pruncul minunat. Către ieslea lui umilă, drumul eu i-am luminat. N-a fost loc într-o cetate pentru regele divin, dar în inima ta astăzi își găsești un loc divin. Nu-i nimic să poată întrece bucuria de a fi o lumină pentru tine, Dumnezeul meu iubit. Nu-i nimic să poată întrece bucuria de a fi o lumină pentru tine, Dumnezeul meu iubit. Nu-i nimic să poată întrece bucuria de a fi o lumină pentru tine, Dumnezeul meu iubit. Nu-i nimic să poată întrece bucuria de a fi o lumină pentru tine, Dumnezeul meu iubit. Amin. Ajută-ne, Doamne, să fim niște lumini în lumea aceasta. Amin. Pace! Vă binecuvânt în numele Lui Isus Hristos pe fiecare dintre voi și vă spun în bun venit în seara aceasta la închinare, la această seară frumoasă de colinde. A mai rămas cineva care a pregătit ceva și n-a avut timp, nu mi-a spus și n-am aflat și ar fi vrut să laude pe Domnul cu o cântare, cu o poezie? Înseamnă că toți v-ați descărcat deja de saga și mă bucur pentru aceasta. Îi dăm slavă Domnului pentru ceea ce ne dă în fiecare zi, fiecăruia dintre noi. Vreau să întreb dacă este cineva care e cu noi în seara aceasta pentru prima dată în locul acesta. Vreți să ridicați mâna sus să vă putem vedea? Persoana aici, acolo, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă spunem un bun venit fiecăruia dintre voi în mijlocul nostru. Nădăjduiesc că inimile voastre vor fi dispuse să se închine și gata să se închine lui Dumnezeu în seara aceasta împreună cu noi și astfel să putem să-L onorăm pe Dumnezeu. Dacă dintre cei care sunteți noi vreți să ne dați câteva detalii de ale voastre pe un cartonaș mic să vă putem ține informați cu privire la ceea ce se întâmplă în Biserica lui Dumnezeu din locul acesta, de asemenea să puteți primi de la mine un mesaj o dată pe săptămână, de două ori pe săptămână cu o încurajare, o îmbărbătare, un cuvânt care să ne apropie tot mai mult de Dumnezeu. Vă rog să completați detaliile voastre pe cartonașul acesta care îl primiți în momentele acestea. Am văzut că printre noi sunt câțiva prieteni de-ai mei dragi care zilele acestea stau foarte mult în prezența mea sau eu în prezența lor. Este echipa de lucru care lucrează la casa noastră care acum este într-o reparație totală și așteptăm să termine cu bine. Aș vrea să vă rog să vă ridicați în picioare. De ce nu? E echipa de muncitori care lucrați la mine. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Mulțumesc pentru ceea ce face. Domnul să vă binecuvinteze. Da. Ei lucrează din greu de dimineață până seara târziu ca să ne dea casa noastră la gata, ca să putem să ne mutăm înapoi în casa noastră, că acum nu mai stăm acolo, că nu se poate din cauza prafului și a gălăgiei. Dar nădăjduim că în curând ne vom întoarce înapoi și mulțumesc prietenilor mei dragi care ne slujesc în perioada aceasta în felul acesta. Dacă mai este cineva dintre voi care aveți o zi, două la dispoziție să lucrați și vreți să faceți ceva, mai ales cu skill-urile care le-ați căpătat în țara aceasta, luați legătura cu mine la terminarea bisericii și vă spun unde să veniți ca să puteți să exersați ceea ce ați practicat și să slujiți pe Domnul în felul acesta. Câteva lucruri care privesc bunul mers al bisericii. De fapt, înainte de asta, ce ați zice dacă am luat câteva momente și să ne salutăm unii pe alții? Haideți să salutăm pe cei care sunt noi cu noi pentru prima dată, pe cei care sunt mai vechi. Salută pe cineva pe care n-ai mai salutat de ceva timp în casa lui Dumnezeu. Domnul să te binecuvânteze. Pace. Pace, mă duc să-mi celebrate. Pace. Bine ai venit, mă bucur să te văd. Să rămâi de pace. Mă bucur să te cunosc. Să-mi salut echipa. Ca de obicei, la terminarea timpului de închinare, vă invit să nu plecați repede acasă, încercăm să mai continuăm părtășia noastră în locul acesta. S-a pregătit o masă delicioasă cu lucruri românești, așa că vă rog să rămâneți în urmă și să continuăm părtășia noastră și să povestim unii cu alții în timp ce mâncăm ce s-a pregătit pentru noi. Bun, câteva anunțuri care au de face cu săptămâna aceasta într-un mod special. Este săptămâna de colinde. Joi seară, de la ora 6, ne întâlnim la biserica din Fulham pentru toți cei care vreți să mergeți cu colinda în limba engleză și vom merge cu colinda pe străzile din jurul bisericii din Fulham. La ora 6 ne întâlnim joi seară. Sâmbătă seară am vrea să mergem cu colinda la români. La români din partea aceasta de est a Londrei, probabil că de la râu până pe la nord, în partea aceea, dar nu prea mult în nord, partea de est în general, și am vrea să mergem cu colinda acolo. La mersul cu colinda printre englezi nu e necesar de mașini, dar la mersul cu colinda printre români, faptul că românii nu stau toți unul lângă altul, vom merge cu mașinile ca și în anii precedenți. Aș vrea să fac un anunț în privința aceasta. Aș ruga toți șoferii să fim atenți, să observăm toate legile de circulație care sunt, regulile de circulație care sunt. Nu ne fugărim în trafic, nu ne facem întorsături cu frâna de mână, nu ne fugărim, nu nimic. Da? Mergem ca oamenii civilizați și în felul acesta putem să ajungem cu bine la destinațiile pe care le avem. Acum, frații de la ușă au niște foi și aș vrea să vă rog să vă înscrieți pe foile acestea, cei care vreți să mergeți cu colinda. Pe foile acestea se cere să confirmați dacă mergeți cu colinda printre englezi, printre români. Aș vrea să știu dacă doriți să participați la Revelion și aș vrea de asemenea să știu dacă aduceți cu voi alte persoane la vreunul din evenimentele acestea. Vă rog să vă puneți numele vostru pe foile acestea și să le dați mai departe. Deci are de face cu colinda la englezi, la români și cu noapte de Revelion. Noapte de Revelion, dacă există suficient interes și dorință, o vom petrece împreună la biserica din Fulham. Dar vă rog să scrieți interesul vostru, să notați interesul vostru pe foile acestea, ca astfel să ajungă la noi și să știm exact cine poate să meargă, unde și cum, și să știm cum să ne organizăm mai bine. De asemenea, dacă încă nu sunteți siguri astăzi care este răspunsul vostru cu privire la aceste lucruri, aveți posibilitatea să vă înscrieți la toate aceste evenimente pe site-ul bisericii noastre. Acolo este un formular pe care îl puteți completa, ajunge la noi și în felul acesta putem să știm exact cine vine, unde vine și așa mai departe, toate detaliile specifice. Haideți să continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu în timp ce completați formularele acestea, până la urmă vor ajunge la frații de la ușă, dar continuăm să ne închinăm lui Dumnezeu, să-i dăm lui Dumnezeu slavă și laudă, să ne bucurăm de faptul că Mântuitorul nostru s-a născut în lumea noastră, slăvit să fie numele Lui. Dragii mei, în perioada de Crăciun, una dintre cele mai mari probleme pe care noi le putem avea este să ne focalizăm mai mult pe pregătirea Crăciunului decât pe sărbătoritul în sine. Să ne focalizăm mai mult pe pregătiri și cumpărături și așa mai departe, decât pe persoana lui Isus Hristos, Mântuitorul lumii. Așa că haideți să veghem la aspectul acesta în perioada aceasta următoare, care știu că este aglomerată, stresantă și așa mai departe. Dar fiecare să ne gândim că suntem la Crăciun și Crăciunul există datorită lui Isus Hristos. Așa că vă rog să țineți cont de lucrurile acestea. Haideți să ne închinăm lui Dumnezeu, ne vom închina lui Dumnezeu și cu darurile noastre de bunăvoie, cu ceea ce fiecare a hotărât să dea lui Dumnezeu. Dacă ești nou în seara aceasta aici, aș vrea ca să nu te simți presat într-un fel sau altul să dăruiești banii lui Dumnezeu. Banii lui Dumnezeu dăruiesc cei care sunt de casei de aici și să nu te simți presat. Dacă ești nou, mai ales dacă ești nou și ai primit un cartonaș galben, atunci când trece coșul acela de colectă, te rog să-l pui în coșul de colectă ca să ajungă la noi. Să pui bilețelul acela în coșul de colectă ca să ajungă la noi. De asemenea, grupa mare de copii este rugată ca în timpul acestei cântări să meargă în spate. Haideți să ne ridicăm în picioare. Noapte de Crăciun, preasfințită ești, cu lumini strălucitoare bucurii vestești, că la Betleem s-a născut Iisus, Fiul Tatălui din cerul Duhul Sfânt. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bunăvoire. Blând și drăgălaș, dulce copilaș, ne-a adus din cer lumină, dragoste și har. Dumnezeu ne-a dat ce-a avut mai scump, Fiul Său răscumpărare pe pământ. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bunăvoire. Magii îl cinstesc pe Fiul Ceresc, pastorii îngenunchează, cu drag îl privesc. Cinstește-l și tu cu viața ta, cu credință și iubire nu uita. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bunăvoire. Refrenul 2 zice, bucuria este mare în cer și pe pământ. Sincer să fiu, de aici din față nu se vede foarte multă bucurie. Eu sunt convins că în cer este bucurie. Haideți să fie bucurie și între noi. Să mai cântăm o dată strofa, refrenul ăsta, dar cu bucurie. Să cântăm pentru că Domnul nostru s-a născut. S-a născut Iisus, pace ne-a adus, bucuria este mare în cer și pe pământ. Îngerii în cor slăvesc pe Salvator, pace pe pământ și bunăvoire. Părintele nostru care ești în ceruri, Doamne, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt și îți mulțumim pentru că ni l-ai dat pe Domnul Iisus Hristos, Fiul Tău prea iubit, să moară, să vină în lumea noastră, să se nască în lumea noastră, să trăiască în lumea noastră și să moară pentru noi ca să ne izbăvească de păcate. Slăvit să fie numele Lui. Doamne, în seara aceasta, cu bucurie, fiecare dintre noi ți-am dăruit Ție. Te rugăm să primești inimile noastre și te rugăm să răsplătești fiecăruia conform cu îndurarea Ta cea mare și cu bunătatea Ta. Te rugăm să binecuvânți banii aceștia și să-i faci, Doamne, ca să fie suficienți, ca lucrarea Ta din locul acesta să poată continua. În numele Domnului Iisus și prin Duhul Sfânt ne-am rugat, te rugăm, ascultă-ne. Amin. Cer și pământul, cer și pământul în cântec răsună. Îngeri și oameni, îngeri și oameni cântă împreună. Hristos se naște și un sfânt coboară, îngerii cântă, magii îl ador. Păstori aleargă, iesleau prin soar, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Duhul Sfânt coboară, îngerii cântă, magii îl ador. Păstori aleargă, iesleau cu joar, mari minuni se întâmplară. Din răsărit vin vaci cu bucurie. Cu dar de smirnă alciuri și tămâie. Hristos se naște, Duhul Sfânt coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, iesleau o conjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, Duhul Sfânt coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, iesleau o conjoară, mari minuni se întâmplară. Hristos se naște, veniți la închinare. Cu vesel suflet, cu vesel suflet, veselă cântare. Hristos se naște, Duhul Sfânt coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, ieslea o presoară, dar minuni se întâmplară. Hristos se naște, Duhul Sfânt coboară, îngerii cântă, magii îl adoră. Păstori aleargă, ieslea o presoară, dar minuni se întâmplară. Tatăl nostru care ești în ceruri, Doamne, mulțumim pentru că ne-ai dat pe Fiul Tău, Domnul Iisus prea iubit, să se nască în lumea noastră. Și mulțumim, Doamne, că datorită Domnului Iisus Hristos, noi astăzi avem Duhul Sfânt. Binecuvântat să fie numele Tău, Tatăl nostru din ceruri, în seara aceasta stăm înaintea Ta și înaintea cuvântului Tău și Te rog, Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos, să lași Duhul Tău cel Sfânt peste noi, care să ne vorbească, să ne învețe, să ne ajute cum să ne apropiem mai mult de Tine, ca Tu să fii onorat prin viețile noastre. Tată din cer, dă-ne urechi să auzim, dă-ne inimi să primim, dă-ne voință să împlinim. Te rog, Tată, sfințește-mă și pe mine, curățește-mă, folosește-mă, controlează-mă și, Doamne, împreună cu întreg poporul Tău, mă unesc și spunem, vorbește-ne, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Este un privilegiu deosebit să putem să sărbătorim încă o dată venirea Mântuitorului Iisus Hristos în lumea noastră. E adevărat, nu o putem face ca în România, nu este vibrația aceea în aer, în societate, cum este prin România, nu prea vin colindători pe aici, dar așa cum putem încercăm să ne bucurăm de venirea Mântuitorului în lumea noastră. De asemenea, pentru marea majoritate dintre noi, noi ne bucurăm de venirea Mântuitorului în inimile noastre, că El s-a născut în inima noastră și locuiește împreună cu noi și trăiește împreună cu noi. Slăvit să fie Domnul! În seara aceasta am vrea ca să ne uităm, să rămânem în aspectul acesta, să rămânem la pasajul care s-a citit, a fost citit de diferite persoane în biserică, în prima parte a programului. Luca, capitolul 1, vă rog să aveți Bibliile deschise la voi, pasajul deja a fost citit și am vrea ca să ne uităm în Scripturi din nou și să vedem ce ne învață Dumnezeu. Acum, că suntem aici și nu suntem în România, aș vrea să vă asigur de un lucru. Problemele prin care noi trecem și felul în care noi percepem viața pentru majoritatea dintre noi este la fel. În diferite nuanțe, cu intensitate diferită, mai mare sau mai mică. Dar nu e așa că ni se întâmplă de multe ori că Dumnezeu ne-a uitat? Știi, de multe ori încercăm să-i atragem atenția lui Dumnezeu. Doamne, sunt aici, nu mă vezi, nu mă auzi? Doamne, de atâta timp mă rog și Tu știi dorința inimii mele, nu mă auzi și pe mine? Oare chiar m-ai uitat? Și parcă am vrea să avem o discuție așa de la unul la unul cu Dumnezeu și să-i zicem, Doamne, oare chiar nu mă vezi? În seara aceasta aș vrea ca să vă confirm din partea lui Dumnezeu că El nu ne-a uitat pe niciunul dintre noi. Nu. Și aș vrea ca să vedem cum Dumnezeu se poartă cu un om care a crezut că a fost uitat de Dumnezeu. Omul acesta este Zaharia, un om deosebit. Omul acesta a ajuns să se simtă uitat de Dumnezeu. A trăit o viață întreagă și la un moment dat și-a cam pierdut speranța. A zis, Dumnezeu m-a uitat. Observați că el totuși nu s-a tras de șiretul cu Dumnezeu și a zis, ce mă, dacă Dumnezeu e acolo, de ce nu-mi răspunde? Să se arate. Nu. El și-a continuat să facă ceea ce făcea, slujirea lui înaintea lui Dumnezeu, deși parcă avea tendința aceasta să creadă că Dumnezeu l-a uitat. Care sunt momentele care ne fac pe noi să credem că Dumnezeu ne-a uitat? Când credem noi că Dumnezeu ne-a uitat? Ce ziceți? Credem că Dumnezeu ne-a uitat atunci când faptele noastre bune trec neobservate? Ia gândiți-vă, faci fapte bune una după alta și parcă înspre tine vin numai săgeți din acele arzătoare. Tu ești tot numai miere și înspre tine vin numai săgeți arzătoare, parcă nimic nu merge și parcă zici, Doamne, dar până când? Încerci să trăiești o viață care să-L mulțumească pe Dumnezeu. Încerci să faci lucrurile care crezi, te uiți în Biblie, te uiți în Sfânta Carte și încerci să faci lucrurile care crezi că Dumnezeu vrea ca să le faci. Și uneori te întreb, Doamne, dar oare chiar nu mă vezi? Sunt aici, oare chiar nu mă vezi? Nu sunt perfect, dar încerc din toată inima să trăiesc așa cum mi-ai scris în cartea aceasta. Încerc să iau decizii bune, încerc să fiu bărbatul acela care tu mi-ai cerut să fiu, încerc să fiu femeia aceea care tu vrei să fiu. Sună cunoscut? Și totuși, încă Dumnezeu nu răspunde. Haideți să ne uităm în textul pe care l-am citit. Evanghelia după Luca, capitolul 1, și să vedem ce s-a întâmplat cu Zaharia și Elisaveta. Niște oameni excepționale. Uitați-vă la versetul 5, de la versetul 5 la 7. Haideți să citim pasajul acesta. Zice, în zilele lui Irod, împăratul Iudei, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisaveta. Observați cum erau oamenii aceștia. Amândoi erau, cum? Neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau, cum? Fără pată. Câte? Toate. Toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Și observați aici tragedia. N-aveau copii, pentru că Elisaveta era stiarpă și amândoi erau înaintați în vârstă. Haideți să începem cu începutul la pasajul acesta. Zice, în zilele lui Irod, zice Scriptura, Irod a fost un rege de atunci, a fost un tiran, a fost un dictator foarte, foarte crud. La un moment dat, în perioada aceea, cu puțin timp înainte să se nască Domnul Iisus Hristos, când a văzut că trezoreria împărăției lui era goală, știți ce a făcut? A chemat, a făcut un party, o petrecere, pentru 45 dintre cei mai bogați oameni din toată împărăția lui. Și a chemat acolo și la petrecerea aceea i-a omorât pe toți și le-a confiscat averile la toți, ca să aibă bani pentru țară. Apoi a trăit cu insecuritatea tronului. Tot timpul s-a temut de oameni, a fost de o paranoie excepțională. Omul acesta și-a omorât soacra, și-a omorât una dintre soții și și-a omorât 3 dintre băieții lui. Când a realizat că la moartea lui oamenii nu-l vor plânge, a lăsat scris în testamentul lui ca la moartea lui din fiecare familie să fie omorâtă o persoană. Acesta era Irod. Spuneți-mi, era ușor să trăiești în zilele lui Irod? Noi ne plângem, suntem la Londra, am fugit de România și am venit aici la mai bine. Și ne plângem că e greu să trăim la Londra, unde majoritatea dintre noi avem de toate. Avem mai mult decât suficient. Dacă am fi trăit în perioada lui Irod, dacă ți se pare că e greu să trăiești acum, imaginează-ți cum ar fi fost să trăiești atunci. Și într-o perioadă ca aceea, Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră. Uneori noi ne plângem că trăim cele mai grele timpuri care au existat. Credem că să trăiești acum pentru Hristos, conform Bibliei, este mai greu ca niciodată. Dar nu e adevărat. Mulți oameni de-a lungul istoriei au trăit în timpuri diferite, stând ferm, neclintiți pe poziția lor pentru Dumnezeu. Acum, preoții din toate timpurile, au trebuit să trăiască la standardul cel mai înalt moral posibil. Pentru noi lucrurile stau puțin diferit. Baremul la noi este mult mai înalt. Pe vremea aceea, preoții se nășteau. Ei erau din familia preoțească a lui Aaron și ei trebuiau să fie preoți pe toată viața. Ei se puteau căsători, dar trebuiau să se căsătorească cu o fată care făcea parte din poporul lui Dumnezeu. Acum, Zaharia trăiește în perioada lui Irod și el se căsătorește, dar nu se căsătorește cu orice fată, ci el s-a căsătorit cu una din fetele lui Aaron, din familia preoțească. Și aceștia trebuiau să fie preoți pe toată viața. Asta înseamnă că tatăl lui Elisaveta a fost preot și tatăl lui Zaharia a fost preot. Oamenii aceștia, amândoi, atât el cât și ea, știau ce înseamnă să-L urmezi pe Dumnezeu. Încă din fragedă copilărie știau ce înseamnă să-L slujești pe Dumnezeu. Și părinții lui, și familia lui, și generațiile dinaintea lor au fost preoți în casa lui Dumnezeu. Și acum, Zaharia și Elisaveta erau dedicați în totalitate Domnului. Erau neprihăniți, trăiau înaintea lui Dumnezeu împlinind toate poruncile. Dar Biblia spune că nu aveau copii. Elisaveta era stearpă. Și acum erau înaintați în vârstă. Deși erau cuplul perfect, deși aveau jobul perfect, deși erau neprihăniți, deși împlineau toate poruncile și rânduielile, aveau o durere arzătoare în inima lor. Nu aveau copii. Și lucrul acesta, dragii mei, să știți că nu este ceva de luat cu ușurință sau în derâdere. În viața omului sunt câteva lucruri care pot să-i zdruncine credința. Și același lucru se aplică la noi aici la Londra. Sunt câteva lucruri care pot să vină în viața noastră și să ne zdruncine credința în mod serios. În primul rând, lipsa pâinii de toate zilele. Când nu ai ce să pui pe masă, treci prin dificultăți financiare, nu ai bani, nu ai job, nu ai perspective și lucrurile acestea ridică anumite semne de întrebare, de fapt niște semne de întrebare foarte serioase, la nivel spiritual în viața fiecăruia dintre noi. Și majoritatea dintre noi am trecut pe aici, sau dacă n-am trecut, e posibil că mulți dintre noi vom trece prin perioade dificile în care să o ducem atât de rău financiar încât să-mi spunem, Doamne, dar oare m-ai uitat? Doamne, nu vezi că caut să mănânc? Nu vreau să fur, nici măcar nu vreau să cerșesc, caut să mănânc. Vreau să lucrez, dar n-am. Lucru care te poate zdruncina. Apoi, un alt lucru care poate zdruncina credința cuiva este lipsa partenerului cu care să te căsătorești. Încerci să-L onorezi pe Dumnezeu cu viața ta. Te păstrezi curat, te păstrezi curată, nu ți-ai coborât standardele, deși lumea și presiunea din jurul tău este atât de mare și lumea vine și încearcă să schimbe standardul și moralul și așa mai departe, tu nu ți-ai coborât standardul, rămâi credincios la ceea ce Dumnezeu ți-a cerut din cuvântul Lui. Nu-ți pierzi vremea pe ceaturi și flecărind cu oamenii, cu bărbați sau cu femei, flirtând. Știi că Dumnezeu ți-a pregătit pe cineva, crezi că Dumnezeu ți-a pregătit pe cineva, dar acel cineva nu mai apare, întârzie și aștepți persoana aceea. Și lucrul acesta, așteptarea aceasta poate să fie o provocare extraordinară a credinței tale. Și parcă de acolo spui, Doamne, dar nu mă vezi? De atâta timp te slujesc pe tine, nu mă vezi și pe mine? Oare când va veni și rândul meu? Nu vezi lucrurile care le fac? Doamne, nu vezi că mă încred în tine? Te aștept să lucrezi. Oare când îmi vei răspunde și mie? Apoi un alt lucru care ne provoacă, lipsa prietenilor cu care să-ți petrești timpul. Sunt oameni aici care se simt singuri. Chiar aici, în biserică. Deci ai încercat, n-ai reușit să te împrietenești cu cei de aici, n-ai reușit să-ți faci prieteni. Vii chiar când se începe biserica și pleci imediat la terminare. Ei, n-ai cum să-ți faci prieteni dacă nimeni nu te cunoaște. Da? Dar dacă vii cu 10 minute mai devreme și pleci cu 20 de minute mai târziu, poate mai reușești să vorbești cu cineva. Săptămâna asta vorbești cu cineva, săptămâna cealaltă mai vorbești cu cineva și deodată te trezești în 2 luni, în 3 luni, că deja ai 10 prieteni. Oameni care pot să comunici, oameni care sunt serioși, oameni care sunt la locul lor și așa mai departe. Cu care să dezvolți o prietenie sănătoasă și serioasă. Aici e biserica unde vii să te închini lui Dumnezeu. Ar trebui să te cunoști cu oamenii. Totuși, sunt unii oameni care se simt singuri. Oare câți dintre noi am fi dispuși ca astăzi, la terminarea serviciului de închinare, să vorbim 5 minute cu o persoană cu care n-am vorbit niciodată din locul acesta? 5 minute. Și dacă vrei să pleci după 5 minute, ușa e deschisă. Câți dintre noi am fi dispuși să facem un astfel de pas? Sunt oameni care trăiesc în singurătate, chiar și aici. Și singurătatea aceasta, să știți că este un loc foarte dificil. De fapt, statisticile spun în ziua de astăzi că singurătatea este ucigașul numărul 1 al omenirii. Oamenii mor cel mai mult de singurătate. Vorbeam cu cineva săptămâna asta și îmi spunea despre o altă persoană care a ieșit la pensie. A ieșit la pensie și deodată nu mai știe ce să facă. Zice, îmi vine să mă urc pe pereți, dă-mi ceva de lucru, hai că vin la tine să te ajut, la curățenie, să-ți fac mâncare, să-ți fac ceva. Numai vreau să ies din casă. Nu lăsa singurătatea să te doboare. Că în momentul în care singurătatea te doboară, te vei întreba dacă nu cumva Dumnezeu te-a uitat. Apoi, mai există un lucru care provoacă serios credința oamenilor. Infertilitatea, dificultatea de concepere. Uite-te la viața lui Zaharia și Elisaveta. Aceștia spun, noi îl iubim pe Dumnezeu, ne-am dedicat viața întreagă lui Dumnezeu. Și un cuplu merge o perioadă de timp fără să aibă copii. Dar la un moment dat își dorește copil și realizează că nu mai poate să aibă copil. Sau nu poate să aibă copil. Și după aceea se dezvoltă în cuplul acela o dorință arzătoare, mistuitoare de a avea un copil, de a ține un copil în brațe, de a-și revărsa dragostea pentru cineva, peste cineva. Și lună după lună, ianuarie, februarie și așa mai departe, ajungi la decembrie, 1 an, 2, 5, 10 ani, nimic. Și să știți, dragii mei, că locul acesta este un loc foarte dificil. Foarte dificil. În locul acesta se afla cuplul acesta, Zaharia și Elisaveta. Dacă i-ai fi întrebat cum sunt, poate încă în anumite zile ți-ar fi răspuns, suntem uitați. De ani de zile îl slujim pe Dumnezeu și suntem uitați. Se pare că nu ne vede, ne-a uitat, ne simțim uitați, faptele noastre trec neobservate. În fiecare zi mergem la templu și îl slujim pe Dumnezeu, stăm aproape de Dumnezeu, păzim toate poruncile Lui. Și suntem uitați. Apoi, ne simțim uitați nu numai când faptele noastre trec neobservate, ci ne simțim uitați și când credincioșia noastră nu este răsplătită. Pentru Zaharia și Elisaveta, viața nu a încetat, slujirea lor nu s-a oprit. Ei nu au spus, Doamne, începând de astăzi, nu te mai slujim până nu ne dai copii. Ei n-au spus, Doamne, începând de astăzi, nu mai venim la biserică până când nu ne răspunzi la rugăciune. Doamne, începând de astăzi, nu mă mai închin Ție până când... Și încercăm să-L șantajăm cumva pe Dumnezeu. Nu, ei n-au spus asta. Puteau să spună. O puteau spune. Vedeți, în zilele noastre parcă tupeul a crescut foarte mult. Oamenii se trag de șireturi cu Dumnezeul Atotputernic, Creatorul Cerului și al Pământului. Zaharia și Elisaveta n-au făcut asta. Ei au continuat să slujească în timp ce l-așteptau pe Dumnezeu să lucreze. Uitați-vă versetele 8 și 9. Dar pe când Zaharia ce făcea? Slujea. Pe când Zaharia slujea înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetelui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre și să tămâieze în templul Domnului. Au făcut ei o pauză din slujirea lor? Nu, nici pe departe. Au zis ei, Doamne, în momentul în care îmi dai și mie, după aceea mă apuc și eu? Nu, nici pe departe. Au zis ei, Doamne, când îmi vei face cu tare sau cu tare lucru? Sunt oameni care nu se mai bagă sau se retrag din slujirea lui Dumnezeu până când nu se căsătoresc. Până când nu-și fac și ei o familie. Doamne, până nu mă scoți în cale, gata-i. Doamne, până nu-mi dai copil, gata. Dar Zaharia și Elisaveta n-au făcut lucrul acesta. Ei au continuat să-L slujească pe Dumnezeu, deși poate simțeau uneori că credincioșia lor nu este răsplătită. Și uitați ce spune Biblia. Pe când slujea înaintea lui Dumnezeu. Observați? A fost ales să intre și să tămâieze înaintea lui Dumnezeu în templul Domnului, în locașul cel sfânt, chiar în Sfânta Sfintelor. Era un loc special în templul destinat arderii de tămâie. Și tămâia era arsă acolo 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână și 365 de zile pe an și an după an. Tămâia era acolo, era arsă acolo. Existau în vremea aceea aproximativ 8.000 de preoți care slujeau acolo. Și cel care era ales intra acolo, curăța altarul și aprindea tămâia proaspătă. Și ca să cadă sorțul pe tine... Ca să intri și să faci lucrarea aceasta, era cea mai mare dorință din viața preoților. Nimic altceva nu-și doreau mai mult preoții în viață, că exista posibilitatea sorțul să nu cadă niciodată pe tine. Și slujeai pe Dumnezeu o viață întreagă și nu intrai niciodată în Sfânta Sfintelor, în locul acela unde numai preotul intra ca să facă tămâiere. Și astăzi, în textul nostru, sorțul a căzut pe Zaharia. Pentru el, ziua aceasta este cea mai importantă de zi din viața lui. Spuneți-mi, avea el probleme nerezolvate în viața de zi cu zi? Avea? Vreau să aud. Avea probleme nerezolvate? Desigur că avea. Avea nevoi neîmplinite? Amin, avea. Împreună cu nevasta lui duceau cu ei niște dureri, niște poveri arzătoare, niște grăutăți arzătoare. Aveau ei lucruri în viața lor pentru care se rugaseră o perioadă lungă de timp? Da, o grămadă de lucruri. Nu e ușor să te rogi pentru un copil și să vezi că nu mai apare. Îmi amintesc, nu, Dumnezeu, nu, pe noi Dumnezeu ne-a trecut pe aici, dar îmi amintesc când noi aveam pe Jonathan și pe Marcus, doi băieți. La un moment dat Gina zice, vreau și o fetiță. Dacă țin minte ceva din istoria noastră cu copilașii, o văd pe Gina, vreau și eu o fetiță, vreau și eu să am ceva roz în mână, vreau și eu să văd roz în casă. Poate Zaharia spunea, Doamne, vreau și eu un moștenitor. Oare chiar așa de mult îți cer? Uite, la oamenii ăștia, la toți le, dar și nici măcar nu te slujesc. Oare eu chiar așa de mult îți cer? Vreau, Doamne, pe cineva care să ducă preoția mai departe. Doamne, Tu știi cum te-am slujit. Vreau ca să mă investesc în cineva care să ducă preoția mai departe. Aveau lucruri pe care și le-au dorit, dar nu le-au primit. Și totuși ei au continuat să fie credincioși lui Dumnezeu. Poate că în momentele de slăbiciune, în momentul în care era mai deprimat, mai căzut, o fi simțit că credincioșia lui nu este răsplătită. Știți ce a făcut Zaharia? A continuat să fie credincios lui Dumnezeu. Uitați-vă la versetul 10. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se ruga afară. Lucrul acesta se întâmpla seara, când oamenii veneau la templu și se rugau. Și el merge la templu, Zaharia merge la templu cu credincioșie, făcându-și slujba, trăind o viață neprihănită înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor, în același timp simțindu-se uitat. Asta este una dintre cele mai mari dureri ale slujitorului. Să știi că faci tot ceea ce depinde de tine în slujirea pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Și totuși Dumnezeu să nu-ți răspundă la rugăciuni. Și ceea ce face situația aceasta și mai dificilă este acesta al treilea lucru. Mă simt uitat când timpul trece și nimic nu se întâmplă. Mă simt uitat când timpul trece și nimic nu se întâmplă. E ok să te simți uitat pentru o zi, o săptămână, o lună, hai să zicem și un an. Dar ce se întâmplă când timpul trece și nimic nu se întâmplă? De un an de zile ne rugăm neîncetat lui Dumnezeu și încă n-am primit răspuns. Acum la ei au trecut mulți ani. Pentru că acum erau înaintați în vârstă, spune versetul 7. Și pe an ce trece, sentimentul acela și durerea aceea și golul acela se adâncește tot mai mult. Iar acum, când se gândesc la Dumnezeu, au un gol în stomac. Știind că Dumnezeu nu le-a răspuns la rugăciune, știind că Dumnezeu nu le-a împlinit dorința. Și acum amândoi erau bătrâni și înaintați în vârstă. Ce zici? Te identifici cu ei? Suntem aici în seara aceasta și am cerut lui Dumnezeu anumite lucruri? I-ai cerut lui Dumnezeu anumite lucruri și la un moment dat ai zis, gata, nu mai am renunțat? Hei, Biblia ne spune în seara aceasta să perseverăm. Perseverează, pentru că Dumnezeu dă lucruri bune copiilor Lui. Lucruri bune. Dacă crezi cumva că ceea ce a fost mai bun în viața ta a trecut, greșești. Lucrurile bune sunt încă înaintea ta cu Dumnezeu, pentru că Dumnezeu, spune Biblia, are un plan pentru viața ta. Vrea să-ți dea un viitor, vrea să-ți dea o speranță. Ai o rugăciune care nu s-a împlinit? Ai rămas blocat cumva din cauza acestei rugăciuni? Doamne, ne rugăm noi de multe ori, fără cuvinte. Doamne, mi-ai dat așa de multe lucruri până acum. Dar dacă nu-mi rezolv problema asta, gata, ai terminat-o cu mine. Doamne, se roagă altcineva, încerc să te mulțumesc. Doamne, încerc să te faci să te bucuri de mine, dar mă simt uitată, mă simt abandonată, mă simt abandonat. Dacă în seara aceasta ești în locul acesta al uitării, ai o singură opțiune. Dacă te simți uitat, uitată de Dumnezeu, Biblia vine și îți spune, umple-te de bucurie în seara aceasta. Și tu zici, ai luat o razna, cum pot să fiu plin de bucurie? Când inima mea este plină de durere, când problema nu mi este rezolvată. Haideți să ne uităm la soluția pe care Dumnezeu o dă lui Zaharia și Elisaveta. Sunt plini de bucurie în momentul în care prezența lui Dumnezeu este manifestată. Uite-te la Zaharia, el merge la templu în cea mai măreață zi a vieții lui cu rugăciunea neîmplinită, dar cu viața curată, lucrând foarte aproape de Sfânta Sfintelor. El trebuia să fie în Sfânta, nu în Sfânta Sfintelor, ci în locul sfânt, doar la o perdea dintre el și Sfânta Sfintelor. În Sfânta Sfintelor intra numai marele preot odată pe an și ceilalți preoți din curtea preoților intrau și făceau tămâierea în locul sfânt. Locul unde omul de rând nu avea acces. Și Zaharia intră acolo cu atenție deosebită, într-o liniște de mormânt, transpirat din cauza emoției și a stresului de a face totul perfect. Și deodată, versetul 11 spune, atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stătut în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Chiar acolo lângă el, în ciuda la toate circumstanțele acestea lui Zaharia, chiar acolo lângă el apare Îngerul lui Dumnezeu. Și Zaharia are două reacții. În primul rând s-a înspăimântat, spune Biblia, sau s-a tulburat și apoi l-a apucat frica. Frica a fost întotdeauna răspunsul omului când a intrat în prezența lui Dumnezeu. De fiecare dată în Scriptură când vedem că Dumnezeu vorbește gură către gură cu un om, pe om îl apucă frica. Când Dumnezeu se arată, noi ne vedem micimea noastră, nevrednicia noastră și păcătoșenia noastră. De ce? Că Dumnezeu este măreț, că Dumnezeu este grandios și când Dumnezeu vine și se apropie de viețile noastre, atunci vedem cu adevărat cât de mici suntem, atunci cu adevărat vedem că nu ne putem trage de șireturi cu Dumnezeu, atunci cu adevărat putem vedea că nu putem trage pe Dumnezeu la socoteală. Și în seara aceasta Dumnezeu este aici, în Biserica Speranța și Har. Prezența Lui este simțită, iar bucuria curge printre noi, amin? Vrei să experimentezi bucuria lui Dumnezeu mai mult? Vrei să te umpli de această bucurie? Începe de aici. Bucură-te de prezența lui Dumnezeu în locul acesta. Psalmul 16:11 spune, înaintea feței tale sunt bucurii nespuse și desfătări veșnice în dreapta ta. Bucuria, dragii mei, vine din prezența lui Dumnezeu. Bucuria este o desfătare supranaturală în persoana lui Dumnezeu, în scopurile lui Dumnezeu și în oamenii lui Dumnezeu. Apoi, mai sunt plin de bucurie când prezența lui Dumnezeu este manifestată și mângâierea Lui este simțită. Când omul apare în prezența, când Dumnezeu apare în prezența omului sau când omul este în prezența lui Dumnezeu, îl apucă frica. Și primul lucru pe care Dumnezeu îl face este să-l liniștească. Ia uitați-vă în versetul 13. Dar îngerul i-a zis, nu te teme, Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta, Elisaveta, îți va naște un fiu căruia îi vei pune numele Ioan. Simt bucurie în prezența lui Dumnezeu când prezența lui Dumnezeu este manifestată și mângâierea Lui este simțită. Primul lucru pe care îl face Dumnezeu când ajunge aici în casa Lui este să te liniștească. Dacă ai trecut prin probleme, dacă ai fost zbuciumat în timpul săptămânii, lucrul pe care îl poți căpăta când vii aici în casa lui Dumnezeu la închinare este că Dumnezeu își pune mâna Lui peste tine și liniștește ființa ta și îți dă pace și te deconectează de problemele din trecut, din săptămâna care a trecut. Nu te teme, eu sunt cu tine. Da. Ați avut momente de genul acesta? Când stai în prezența lui Dumnezeu și El vine cu pacea Lui, cu asigurarea Lui, cu mângâierea Lui, își pune mâna Lui peste tine să te binecuvinteze? Vă amintiți bucuria care v-a copleșit? Bucuria aceea care nu o poți exprima prin cuvinte? Da, despre aia vorbesc, despre aia vorbește aici Scriptura. Apoi sunt plin de bucurie când răspunsul lui Dumnezeu este detaliat și specific. Dragii mei, numele Zaharia înseamnă Jehova își amintește. Numele Elisaveta înseamnă Dumnezeu, promisiunea mea. Puneți-le pe astea două împreună și vedeți ce iese. Jehova își amintește promisiunea mea. Dumnezeu este promisiunea mea. Dacă te uiți în versetul 6 și 7, ei erau o echipă. Zaharia și Elisaveta se înțelegeau bine, se înțelegeau de minune. Era o familie adevărată. Erau amândoi din familie de pe linia preoțească. Numele lor înseamnă Dumnezeu și amintește promisiunea lor. Și apoi, uite-te la ce spune îngerul. Nu te teme, fiindcă ce? Rugăciunea ta a fost ascultată. Nu e așa că atunci când te simți uitată, când te întrebi dacă Dumnezeu te aude, parcă te ia așa o stare de panică, parcă te ia o stare de deznădejde. Dar când vii aici în casa lui Dumnezeu, vine și spune: nu te teme, rugăciunea ta a fost ascultată. Dumnezeu astăzi îți spune: rugăciunea ta este ascultată. Uitați-vă versetul 14. Rugăciunea ta a fost ascultată. Nevastă ta Elisaveta îți va naște un fiu care îi vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Deși ai așteptat atât, îi spune îngerul, s-a meritat. De acum vei avea bucurie și veselie. Observați ce se întâmplă aici. Când noi îl așteptăm pe Dumnezeu să lucreze în viețile noastre, El ne spune: dacă aștepți până la momentul pe care eu l-am hotărât, peste viața ta va veni bucurie și veselie. Da. Căci va fi mare înaintea Domnului, nu va bea nici vin, nici băutura amețitoare și se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele Maicii sale. El va întoarce pe mulți din fiii lui Israel la Domnul Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu în Duhul și puterea lui Ilie ca să întoarcă inimile părinților la copii și pe cei neascultători la umblarea în înțelepciunea celor neprihăniți, ca să gătească Domnului un norod bine pregătit pentru el. Observați detaliile pe care le dă. Ca răspuns la rugăciunea lor, el va fi mare. Apoi înșiruie 5 caracteristici. Pentru că alcoolul nu ajută la nimic, spune, el nu va bea vin. Din contră, va fi plin de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Apoi, el va întoarce pe mulți la Domnul. Viața lui va fi trăită pentru ca alții să poată intra în împărăția lui Dumnezeu. Câți oameni intră în împărăția lui Dumnezeu datorită ție? Datorită ceea ce tu faci. Câți oameni îl vor cunoaște sau iubi pe Domnul mai mult pentru că tu ai fost aici în prezența lui Dumnezeu, unde ai experimentat bucuria? Este împărăția lui Dumnezeu lărgită prin ceea ce tu faci? El este normal. La fel ca alții dinaintea lui Ilie. Dar el a fost omul din generația lui pe care Dumnezeu l-a folosit. Omul din generația lui care a ales să stea la dispoziția lui Dumnezeu. Omul din generația lui care s-a întâlnit cu Dumnezeu și l-a slujit pe Dumnezeu. Și a ales să facă o diferență pentru generația în care a trăit. N-ai vrea să fii și tu bărbatul acela care, sau femeia aceea care să face diferență pentru Dumnezeu și împărăția Lui în generația în care trăiești astăzi, în anul acesta? N-ai vrea să fii tu bărbatul sau femeia aceea pe care Dumnezeu să-L folosească? El va fi împăciuitor, spune Scriptura, va ajuta la reabilitarea relațiilor din familie, va restitui armonia din familie, va pregăti pe oameni pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Cei ce sunt mari înaintea lui Dumnezeu ajută la construirea relațiilor dintre oameni. Asta e ceea ce zice Biblia aici. Ajută la construirea relațiilor dintre oameni. Spuneți-mi, este aceasta o descripție detaliată a răspunsului lui Dumnezeu? Da. Ei, de aici vine bucuria, spune Biblia. De aici vine bucuria. Dacă nu o ai, uită-te în viața ta chiar acum. Uită-te în inima ta chiar acum. Deschide inima ta și detaliază ceea ce Dumnezeu a făcut pentru tine până acum. Până acum. Când vei conștientiza ceea ce El a făcut pentru tine până acum, vei fi umplut de bucurie. Dragii mei, nu lăsați ca bucuria din viața voastră să fie eclipsată de rugăciunea la care încă nu ai primit răspunsul. Nu, nici pe departe. Dumnezeu până acum a făcut în viața ta niște lucruri extraordinare. Recunoaște-le și bucură-te de ele. Și în momentul în care te bucuri de ceea ce Dumnezeu ți-a dat până astăzi, Dumnezeu îți va da mai departe pentru viitor. Mulți ne întristăm că Dumnezeu nu îmi dă, dar uităm să ne uităm în trecut la ceea ce ne-a dat. Recunoaște ceea ce Dumnezeu a făcut în viața ta și bucură-te de ele. Apoi, sunt umplut de bucurie când îmbrățișez harul lui Dumnezeu. Tu trebuie să îmbrățișezi harul lui Dumnezeu pentru tine. Dar îngerul le-a zis: nu te teme, Zaharia, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată, spune versetul 13. Nevastă ta Elisaveta îți va naște un fiu care îi vei pune numele Ioan. Îi vei pune numele Ioan. Vedeți voi, în Vechiul Testament copiii nu puteau primi nume la întâmplare, așa cum se întâmplă în zilele noastre. Mai discuți cu unii și întreb cum te cheamă. Și are un nume de... Zici, wow, ce s-a întâmplat cu părinții tăi când ți-au pus numele ăsta? Eu țin minte când noi am pus nume la copiii noștri, am căutat să fie un nume biblic, cu o conotație biblică, cu o însemnătate biblică. Au fost mai multe criterii, dar unul dintre ele am vrut să vedem ce înseamnă numele. Noi n-am ales numele la întâmplare, noi n-am aruncat cu o săgeată pe o listă de nume și am zis astăzi numele, nu nici pe departe. Noi am ales numele cu atenție, am ales însemnătatea numelui copiilor noștri, pentru că vrem ca Dumnezeu să lucreze în viața copiilor noștri, cel puțin în egală măsură cu ceea ce numele lor spune că înseamnă. Noi nu putem pune nume la copii la voia întâmplării, că îmi place cum sună, că îmi place cum se aude, nu, nici pe departe. În perioada Vechiului Testament lucrurile nu stăteau așa. Numele lui Zaharia și Elisaveta aveau o însemnătate mare, aveau o tâlcuire și cu privire la copilul lor, Îngerul lui Dumnezeu este foarte specific. Îi spune lui Ioan, Ioane, nu-l vei numi cum, îi spune lui Zaharia, Zaharia, nu-l vei numi cum vrei tu sau cum crezi că el trebuie să fie numit, ci îl vei numi Ioan. Numele Ioan înseamnă Dumnezeu de har, înseamnă harul lui Dumnezeu. Poate că te simți uitat, poate că te simți uitată. Dumnezeu vine în seara aceasta peste tine, peste viața ta și îți dă har. Poate simți că neprihănirea ta nu este răsplătită. Dar ascultă, Dumnezeu a fost îndurător cu tine, Dumnezeu s-a îndurat de tine și indiferent de ceea ce simți, indiferent că te simți uitat sau nu, ține cont. Harul lui Dumnezeu îți este de ajuns, îți este suficient. De fiecare dată când ții copilul acela în brațe, când te joci cu el, când îi dai de mâncare, gândește-te că Dumnezeu dă har. Prin faptul că Dumnezeu i-a spus lui Zaharia să pună numele copilului Ioan, Dumnezeu dă har, Dumnezeu este har, i-a spus Ioane, Zahario, când ții copilul acela în brațe, să-ți aduci aminte că ți-am dat har de la mine. Dumnezeu are îndurare pentru fiecare dintre noi. Dumnezeu își manifestă harul lui pentru fiecare dintre noi. Și poate că în seara aceasta a venit timpul să faci o revizie a vieții tale. Poate că în seara aceasta a venit timpul să te uiți în viața ta și poate că ai cu adevărat lucruri pe care dorești să se întâmple. Și noi toți avem lucruri care dorim să ni se întâmple. Lucruri pentru care îl așteptăm pe Dumnezeu să lucreze, că nu putem să le facem noi. Și vii și îmi spui, încă nu mi-a răspuns. Încă nu mi-a răspuns. Încă nu mi-a răspuns. Oare ce face? Dar te rog, oprește-te pentru o secundă și recunoaște următorul lucru. Indiferent de ce se va întâmpla în anul viitor, în seara aceasta cu toții care suntem aici ar trebui să fim gata să spunem până acum, până astăzi, Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de mine. Amin. Până astăzi Dumnezeu și-a arătat îndurarea față de mine, deși mi-a fost mai greu, deși anul acesta am trecut prin valea plângerii, deși am suferit de deseori. Deși momentele de bucurie au fost foarte limitate, în seara aceasta pot să spun și să mărturisesc că Dumnezeu și-a arătat harul peste mine și peste familia mea. Și lucrul acesta te va umple de bucurie. Lucrul acesta îți va da o nouă perspectivă în viață. Uite-te la ce a făcut Zaharia, versetul 18. Zaharia a zis îngerului, din ce voi cunoaște lucrul acesta, fiindcă eu sunt bătrân și nevastă mea este înaintată în vârstă. No, ce e asta? Îndoială. Zaharia s-a îndoit. Și nu numai că s-a îndoit în inima lui, ci el verbalizează îndoiala lui. Zaharia era atât de convins că Dumnezeu l-a uitat, încât atunci când a venit îngerul lui Dumnezeu lângă el, Zaharia nu l-a crezut pe înger. Zaharia zice, auzi, îngere, nu știu cum ai intrat aici, că nimeni n-are acces, numai eu ar trebui să fiu aici în momentul ăsta. Nu știu cum de tu ai intrat aici. Și vii să-mi vorbești mie despre bebici? Poate că n-ai verificat încă, dar nevastă mea de 30 de ani a trecut de menopauză, a intrat în menopauză. Cum să mai am bebici acum? Eu n-am nicio putere. Și Zaharia nu îmbrățișează harul lui Dumnezeu, respinge. Dar observați răspunsul îngerului, versetele 19 și 20. Drept răspuns, îngerul i-a zis, Eu sunt Gavril, care stau înaintea lui Dumnezeu. Am fost trimis să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Iată că vei fi mut și nu vei putea vorbi până în ziua când se vor întâmpla aceste lucruri, pentru că n-ai crezut cuvintele mele care se vor împlini la vremea lui, la vremea lor. Eu sunt Gavril, spune. În cer sunt mii și mii și zeci de mii de îngeri. Și doar doi îngeri au nume în Scriptură. Avem numele lor în Scriptură. Este Mihail și Gavril. Eu sunt Gavril. Eu mă îndeletnicesc cu lucrurile urgente ale lui Dumnezeu. De fapt, dacă vrei să știi, Zahario, eu stau înaintea lui Dumnezeu și am fost trimis de Dumnezeu însuși să-ți vorbesc și să-ți aduc această veste bună. Dar pentru că nu crezi, începând de astăzi și până când se va naște pruncul, tu vei fi mut. Nu vei mai putea vorbi. Ți s-a spus că Dumnezeu este îndurător. Ți s-a spus că Dumnezeu îți dă harul lui, dar n-ai crezut. De acum, taci și meditează, până la vremea împlinirii cuvintelor mele. Nu vei mai putea vorbi să-ți exprimi îndoiala ta și capacitatea ta de a te bucura de ceea ce Dumnezeu va face va fi redusă la tăcere, pentru că n-ai vrut să o accepti pentru tine. Dragii mei, aș vrea să fim foarte atenți la următorul aspect. Capacitatea noastră de a fi binecuvântați, în mod direct, în perioada acestui Crăciun, este legată de dorința noastră de a îmbrățișa mesajul că Dumnezeu este îndurător cu tine. Nu te mai focaliza pe lucrurile care urmează să vină, care trebuie să vină, care vrei să vină, ci focalizează-te asupra lucrurilor pe care le ai deja, asupra faptului că Dumnezeu a fost până acum plin de îndurare pentru tine. Mesajul lui Dumnezeu în seara aceasta pentru tine este că Dumnezeu este îndurător cu tine, amin? Dumnezeu este îndurător cu noi. Și suntem aici în seara aceasta cu viață și cu suflare, cu putere de a umbla, cu sănătate în trup, cu o Biblie în mâinile noastre pe care, unde să-L descoperim pe Dumnezeu și cu Duhul lui Dumnezeu care ne dă îndurările Lui. Și da, cu siguranță, toți avem lucruri care încă nu s-au întâmplat deja. Dar nu-mi voi pierde bucuria. Ascultați-mă, nu voi pierde bucuria din cauza celor lucruri care încă urmează să vină. Dumnezeu a fost îndurător cu mine, de aceea aleg să fiu plin de bucurie. Imaginați-vă dificultatea lui Zaharia. Vine Elisaveta la el și îi spune: auzi, nu-ți va veni să crezi ce-ți voi spune. Vom avea un copil. Ce ai zis, dragă? Și a pus mâinile la ureche, n-auzea bine. Elisaveta îi mai spune o dată: vom avea un copil. De data asta Zaharia îi citește și buzele. Poate de-a lungul lunilor de sarcină, Elisaveta tot i-a spus lui Zaharia: pune-ți mâna aici să asculți bebelașul, să simți bebelașul, să-l asculți. Ia uite cum îi se vede piciorușul pe burtică. Ia uite. Îți place, nu-i așa? Zaharia nu putea să spună nimic. Era mut. Nu se putea bucura. Datorită îndoielii, datorită necredinței în cuvântul lui Dumnezeu, Zaharia nu s-a putut bucura pe perioada celor 9 luni de sarcină. Nu s-a putut bucura. A pierdut niște momente excepționale, extraordinare. Nu putea să spună nici măcar un cuvânt. Datorită faptului că n-a îmbrățișat harul lui Dumnezeu și a pierdut capacitatea de a se bucura. Imaginați-vă momentul în care s-a născut copilul Ioan. La fel ca orice alt tată. Poate că l-a luat în brațe, dar nu se putea bucura, nu putea vorbi. Uitați ce spune versetele 57-56. De fapt, nu o să mai citesc tot pasajul acesta, că vedem că la un moment dat el nici măcar nu aude conversația care are loc între Elisaveta și neamurile lor. Numele lui Ioan nu trebuia să fie Ioan conform cu tradiția, numele lui Ioan trebuia să fie Zaharia. Numele trebuia să se perpetueze de la tată la fiu. Și neamurile lui au o discuție aprigă acolo. Citiți acasă pasajul acesta. Au o discuție. Cum adică nimeni din familia voastră nu se numește Ioan? Cum să-i pui numele Ioan? Și Zaharia nu aude nouă discuția aceasta. La un moment dat aceștia îi fac semn. El, nu, de fapt, aude, dar nu putea să intre în discuție. Și îi face semn. Și el spune, numele lui va fi Ioan. Și în momentul în care spune, numele lui va fi Ioan, știți ce face? Gura îi se deschide. Gura îi se deschide și el începe să-L binecuvinteze pe Dumnezeu. De-a lungul acestui timp, de-a lungul celor 9 luni de zile, se gândea, când voi vorbi din nou, când Dumnezeu îmi va deschide gura din nou, știi ce voi face? Primul lucru, voi binecuvânta pe Dumnezeu, voi spune lucrurile care nu le-am crezut, voi îmbrățișa harul lui Dumnezeu pe care l-am pus la îndoială și voi mărturisi că Dumnezeu a fost îndurător cu mine. În momentul în care mi se va deschide gura, voi mărturisi bunătatea lui Dumnezeu. Și de aici, dragii mei, curge bucurie. Vrei bucurie în viață? În ciuda la ceea ce încă aștepți, deși poate te simți uitat, uitată, vină la momentul acela când poți spune din toată inima și cu toată puterea vocii tale, Dumnezeu s-a îndurat de mine! Dumnezeu s-a îndurat de mine! Mărturisește aceasta în inima ta, spune lui Dumnezeu, Doamne, îți mulțumesc că te-ai îndurat de mine, recunoaște lucrurile pe care Dumnezeu le-a făcut până astăzi în viața ta. Și viața ta va fi plină de bucurie, viața ta se va umple de bucurie. Da. Și Ioan este premergătorul Domnului Iisus Hristos. Și el pregătește calea înaintea lui Iisus Hristos. Și apoi, un pic mai târziu, se naște și Domnul Iisus Hristos. Și Domnul Iisus Hristos trăiește în lumea aceasta. La fel ca oricare dintre noi, trăind cu tot felul de probleme cum avem și noi. Fiind ispitit în toate lucrurile ca și noi. Țineți cont că ei trăiau în vremea aceea, în vremea unui împărat foarte crud. Totuși fără de păcat. El s-a dezbrăcat de dumnezeirea lui și singurul lucru care i-a mai rămas a fost cunoștința. Știa de unde vine, dar s-a dezbrăcat de dumnezeirea lui și a venit în lumea noastră ca să ne mântuiască, ca să ne poată ierta de păcat. S-a născut ca un bebelaș, să aibă tot cursul vieții, să treacă prin toate lucrurile ca un bebelaș. Și apoi, mai târziu, a fost crucificat. A murit pentru păcatele noastre, ca să ne poată ierta. Nu este acesta un lucru extraordinar? Toate lucrurile acestea s-au întâmplat datorită ție și datorită mie, datorită nouă. Dragii mei, în seara aceasta, uită-te în viața ta la lucrurile pe care Dumnezeu ți le-a dat. Poate că te uiți la slujba ta și spui, nu-mi place slujba asta, nu sunt unde trebuie să fiu, am făcut școală în România, am făcut așa, am venit aici, nu-mi place slujba asta. În seara aceasta, prin credință, spune, slujba mea se numește Ioan, slujba mea este harul lui Dumnezeu, este durarea lui Dumnezeu față de mine, amin? Nu-i în totalitate ceea ce am vrut, nu-i ceea ce m-am pregătit, dar este suficientă pentru nevoile mele și sunt mulțumitor. Și când Dumnezeu va deschide o altă oportunitate, voi lua oportunitatea aceasta. Poate ar trebui să te uiți la soțul sau la soția ta și să-i spui, Ioan, Ioana, ea este harul lui Dumnezeu pentru mine, el este harul lui Dumnezeu pentru mine, ea este tot ceea ce eu am nevoie. Și dacă nu ești încă unde ar trebui să fii în căsnicia ta, crede că într-o bună zi vei ajunge acolo. Crede că într-o bună zi în căsnicia ta va fi înțelegere și armonie și pace. Va fi Dumnezeu care domnește, va fi pace și va fi bucurie. Spune în seara aceasta Domnului, Doamne, mulțumesc pentru Ioan al meu, mulțumesc pentru Ioana a mea, mulțumesc pentru harul pe care mi l-ai dat prin soțul sau prin soția mea. Poate că te uiți în seara aceasta la biserică și spui, și ar trebui să spui, Doamne, mulțumesc pentru biserica aceasta. Doamne, mulțumesc pentru aceia care lucrează aici în biserica aceasta. Doamne, n-am lucrat așa de mult ca alții, totuși în seara aceasta primesc binecuvântările care vin prin biserica aceasta. Doamne, numesc biserica aceasta Biserica Ioan, biserica unde harul Tău se revarsă peste viața mea. Da, poate te uiți la o situație dificilă din viața ta, pe care Dumnezeu a îngăduit-o cu un scop. Și da, poate te doare și poate treci prin valea plângerii și poate sufletul îți plânge și este multă durere. Dumnezeu a îngăduit-o ca să te țină aproape de El. Nu te aștepta ca să vină acum eliberarea. Nu te aștepta ca să vină eliberarea sau nu aștepta până va veni eliberarea, ci acum numește încercarea prin care tu treci, Ioan. numește și spune: încercarea aceasta este harul lui Dumnezeu. Doamne, recunosc că aceasta vine de la Tine. Doamne, recunosc că Tu ai îngăduit-o în viața mea și eu accept și vreau să trec cu Tine prin ea. Fântâna bucuriei în seara aceasta, dragii mei, este desfundată. Ea curge liberă și noi putem spune în seara aceasta, și cei care puteți să spuneți, să spuneți amin. Noi putem spune în seara aceasta: Dumnezeu a fost îndurător cu mine, amin. Doamne, Tu ai fost îndurător cu mine. Doamne, Tu iartă-mă că nu m-am bucurat de tot ceea ce mi-ai dat deja. Roagă-Te și spune: Doamne, de astăzi vreau să mă bucur. Nu am ceea ce am alții, dar am ceea ce mi-ai dat Tu. Și harul Tău îmi este suficient. Îmi este suficient pentru mine acum. Domnul este îndurător. Asta este parte frumoasă. Dumnezeu se îndură de noi, de fiecare dintre noi. Într-o zi voi avea mai multe. Dar până atunci, acum, astăzi, sunt mulțumitor de harul lui Dumnezeu și mă voi bucura de aceasta. Amin? Să ne ajute Domnul. Și dacă ești în seara aceasta aici și încă n-ai trecut la pasul acesta al bucuriei, și dacă nu știi cum să te bucuri, să fie oare cumva că nu ți-ai deschis inima și L-ai invitat pe Iisus Hristos să se nască în inima ta? Vezi tu, te poți bucura numai dacă Dumnezeu locuiește în tine prin Iisus Hristos. Și El poate să vină să locuiască în tine simplu, cerându-ți iertare de păcatele tale, descânzându-ți inima față de El și spune: Doamne, vino și locuiește în inima mea, vino și condum viața mea, vino și învață-mă cum să trăiesc pe pământul acesta ca să pot gusta fericirea care ai pregătit-o pentru mine. Ce zici? Sună bine? Este și aceasta și dorința inimii tale, să ai bucurie, să conștientizezi că Dumnezeu ți este aproape, că nu te-a uitat și să te poți bucura de ceea ce El îți dă în fiecare zi? Dacă vrei și tu să primești harul lui Dumnezeu, dacă vrei și tu să ai parte de iertarea lui Dumnezeu, haideți așa cum stăm fiecare să ne plecăm capetele. Și aș vrea ca să te conduc într-o rugăciune simplă, dar o rugăciune puternică. Și în inima ta roagă-te după mine următoarele cuvinte și te asigur că dacă te rogi din toată inima și dorești ca Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, să se nască și în inima ta, El se va naște și de acolo va începe adevărata bucurie a vieții pe pământul acesta. Acolo vei gusta, de acolo vei începe să guști fericirea adevărată a vieții pe pământ. Dacă dorești lucrul acesta, roagă-te după mine următoarea rugăciune și spune: Tată din ceruri, Doamne, în seara aceasta stau înaintea Ta și îți mulțumesc pentru că ai dat pe Fiul Tău, Iisus Hristos, să vină în lumea mea ca să mă poată ierta. Conștientizez că atât de mult păcat am făcut înaintea Ta. Am greșit atât de mult. În seara aceasta vin și te rog să mă ierți. În numele lui Iisus Hristos, Fiul Tău, Fiul Tău prea iubit, iartă-mă și pe mine de păcatele mele. Iisuse Hristoase, curăță-mă și pe mine de păcate. Îmi pare rău că Te-am ofensat în nenumărate moduri. Te rog, iartă-mă și pe mine. Îmi predau viața mea Ție, îmi deschid inima mea ca să intre în inima mea. Te rog, curățește-mă. Te rog, Doamne, sfințește-mă. Te rog, intră în inima mea și Te rog, dă-mi harul ca să trăiesc pe pământul acesta așa cum Tu vrei să trăiesc. O, Doamne, dar cum aș putea să trăiesc dacă nu lași Duhul Tău cel Sfânt peste mine? Te rog, chiar în momentul acesta, dă-mi Duhul Tău cel Sfânt care să locuiască în mine și să mă ajute și să mă învețe și să mă călăuzească, ca să pot merge pe pământul acesta așa cum Tu vrei, până la sfârșitul vieții mele. Mulțumesc, Doamne! Mulțumesc, Iisuse, că ai venit în viața mea. Te binecuvânt în numele lui Iisus Hristos, Domnul meu. Amin. Amin. Așa cum stăm cu capetele plecate, pentru cei care v-ați rugat, numai pentru cei care v-ați rugat, Biblia spune că mai aveți de făcut un pas, pasul mărturisirii. Trebuie să mărturisiți lucrul acesta. Primul lucru este că voi L-ați primit în inima voastră. Dar Biblia spune că cine crede și mărturisește lucrul acesta va fi mântuit. Prin mărturisirea cu gura se ajunge la neprihănire, la mântuire. Dacă te-ai rugat în seara aceasta, rugăciunea aceasta, și L-ai primit pe Iisus Hristos în viața ta, te rog să arăți lucrul acesta printr-o mână ridicată. Mâna ta ridicată va arăta că tu te-ai rugat. Slăvit să fie Domnul, Domnul să te binecuvânteze și pe tine acolo, și pe tine acolo, și pe tine. Dumnezeu să vă binecuvânteze și pe tine acolo la spate. Dumnezeu să te binecuvânteze. Slăvit să fie Domnul. Lăsați mâna jos. Lăsați mâna jos, slăvit să fie Domnul. În seara aceasta a intrat mântuirea în viețile voastre. Binecuvântat să fie numele Tău, Doamne, Tată din ceruri. Noi ne bucurăm. Noi ne bucurăm pentru mântuirea care ai dus-o și pentru transformarea care o faci în viețile acestor oameni. Doamne, îi aduc înaintea Ta și Te rog în numele Domnului Iisus Hristos să le dai harul ca de acum înainte să trăiască conform cu cuvântul Tău, să trăiască pe pământul acesta așa cum Tu vrei ca ei să trăiască și să se poată bucura de ceea ce Tu le-ai pregătit fiecăruia în parte. Mulțumesc, Doamne, pentru ei, slăvit să fie numele Tău, glorie Ție-ți dau acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Haideți să ne închinăm Domnului în încheiere. Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos pe fiecare dintre voi care ați ridicat mâna. M-aș bucura să pot să vorbesc cu fiecare dintre voi la terminarea bisericii și să putem în felul acesta să ne pregătim pentru lucrurile frumoase care Dumnezeu le are pentru noi. Amin. Sable semnat din Iudeia, îndoiesle din Betleem, s-a născut așteptatul Mesia, să cântăm cu îngerii în cor. Cât Osana, cât Osana, cât Osana, Rege al regilor. Cât Osana, cât Osana, cât Osana lui Iisus. Părăsiți turma voastră în câmpie, alergați umiliți la El. El e singurul la bucurie, pentru prinț și pentru cerșetor. Cât Osana, cât Osana, cât Osana, Rege al regilor. Cât Osana, cât Osana, cât Osana lui Iisus. Tatăl nostru care ești în ceruri, binecuvântăm numele Tău cel Sfânt și îți mulțumim, Doamne, că în seara aceasta ne-ai primit la închinare. Mulțumim, Doamne, că Te-ai apropiat de noi, ai venit în lumea noastră prin Domnul Iisus Hristos, ne-ai dus mântuirea și izbăvirea, slăvit să fie numele Tău. Mulțumim că în seara aceasta Te-ai apropiat de noi, ai primit închinarea noastră. Și mulțumim că am putut și putem celebra, sărbători nașterea Domnului Iisus Hristos în lumea noastră. Slăvit să fie numele Tău! Doamne, mulțumesc că Domnul și ne bucurăm că Domnul Iisus Hristos în seara aceasta s-a născut în sufletele acestor, în inimile acestor oameni. Tată din ceruri, îi aduc înaintea Ta și îi încredințez în mâinile Tale. Doamne, în numele Domnului Iisus Hristos te rog ca Tu să le dai harul ca începând de astăzi ei să Te caute, să trăiască pentru Tine și să umble cu Tine până la sfârșitul vieților. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos te rog ca Tu să le binecuvânți viețile. Doamne, te rog ca Tu să Te atingi de ei, te rog să-i eliberezi de păcat, te rog să-i descătușezi de lanțurile celui rău, te rog, Doamne, să-i eliberezi de vicii păcătoase, de orice păcat, de orice viciu cu care cel rău i-a ținut legat până acum. Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, proclami eliberare peste ei și transformare și te rog, Doamne, ca Tu să le-o dai, te rog, Doamne, ca Tu să-i transformi, te rog ca Tu să-i schimbi și te rog, Doamne, ca începând de astăzi să umpli viețile lor de bucurie, că ei împreună cu noi toți să umbli pe calea Ta și apoi într-o bună zi cu toții să ajungem în împărăția Ta. Părinte din ceruri, mă rog pentru aceia care în săptămâna aceasta pleacă spre România sau în alte părți în concediu. Doamne, încredințez în mâinile Tale și te rog să fii cu ei. Te rog să-i păzești pe drum, la dus și la venit, cu avionul, cu mașina sau cu orice alt mijloc de transport. Te rog să-i ferești de orice rău, de oameni, de duhuri, de accidente, de defecțiuni, de mașină, de transport în comun. Doamne, de ce-o fi? Doamne, încredințez în mâinile Tale pe fiecare în parte și te rog să le dai harul să se ducă cu bine la casele lor, la părinților, la familiilor lor și să se bucure împreună cu ei de venirea Fiului Tău, Domnul Iisus Hristos, în lumea noastră. Slăvit să fie numele Lui! Te rog frumos să ne binecuvânți pe cei care rămânem, să ne ajut să trăim lângă Tine, să ne ajut să Te onorăm pe Tine, să ne ajut, Doamne, ca tot mai mult să Te iubim pe Tine și să umblăm pentru Tine în lumea aceasta. Te rog, Doamne, să ne sfințești, Te rog, Doamne, să ne curățești, Te rog să ne dai harul la lucru, acolo unde Tu ne-ai ajutat pe fiecare dintre noi, în familie, în casele noastre, unde suntem fiecare, să ne dai harul ca să Te reprezentăm pe Tine și să onorăm numele Tău cel Sfânt prin viețile noastre. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Ta din ceruri și părtășia Duhului Tău cel Sfânt să fie și să rămână cu noi cu toți, acum și în vecii vecilor. Amin. Amin. Haideți să ne salutăm unii pe alții cu salutul obișnuit al Bisericii, Evrei 13, versetele 20 și 21, care spun așa: Dumnezeul păcii, care prin sângele legământului celui veșnic a sculat din morți pe Domnul nostru Iisus, Marele Păstor al oilor, să vă facă desăvârșiți în orice lucru bun, ca să faceți voia Lui și să lucreze în noi ce este plăcut prin Iisus Hristos. A Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Iar aceluia care poate să vă păzească pe voi toți care ați ridicat mâna și pe noi toți de asemenea, care poate să ne păzească de orice cădere și să ne facă să ne înfășurăm fără prihană și plin de bucurie. Plin de bucurie înaintea slavei sale, a singurului Dumnezeu, Mântuitorul nostru, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, a Lui și numai a Lui să fie toată slava, măreția, puterea și stăpânirea mai înainte de toți vecii și acum și în veci. Amin. Slăvit să fie Domnul! Vă binecuvânt în numele Domnului Iisus Hristos și El să fie cu noi cu toți. Amin. Crăciun fericit tuturor celor care plecați în România, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Pentru ceilalți ne întâlnim joi la englezi, sâmbătă la români și apoi duminică din nou în locul acesta la încă o seară excepțională de colinde și de sărbătoarea Crăciunului, duminica viitoare de la ora 6. Dumnezeu să fie cu noi cu toți. Amin. În Iisus veți găsi fericire, veniți acum de grab la El. Pace sfântă și multă bucurie în inimi El varsă azi. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana, Rege al regilor. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana lui Iisus. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana, Rege al regilor. Cânt Osana, cânt Osana, cânt Osana lui Iisus.